Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 11 octombrie 2020. Mulțumiri pentru har, căci toate lucrurile sunt spre folosul nostru, pentru ca harul să poată înmulți mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 15. Ceea ce observăm cel dintâi la Domnul Iisus când El se afla pe pământ, este harul perfect manifestat de El în legăturile sale cu oamenii. Nimic altceva decât bunătate, venită în întâmpinarea tuturor nevoilor oamenilor. Inima este mângâiată și înconjurată de acest lucru. Domnul i-a hrănit pe cei înfometați, i-a vindecat pe cei bolnavi, i-a încurajat pe cei singuratici și a alungat demonii. Ce putere a fost manifestată acolo? O putere divină, care a purtat de grijă pentru nevoile oamenilor. Erau însă acolo și ticăloșia și nenorocirea în care omul se afla. Iar acestea au fost lucruri cu care bunătatea lui Dumnezeu în Iisus Hristos s-a confruntat. Prin urmare, privind la Hristos de pe pământ, îl descoperim pe Dumnezeu în acest om smerit. Trăind în această lume plină de nenorocire și de trudă, trebuie să înțelegem bine acest adevăr simplu. Dumnezeu a venit aici și ni s-a descoperit în Iisus Hristos. Știm cine este Domnul Iisus, ce este El pentru noi și cât de mare este harul Său față de noi. Am fost păcătoși ca toți ceilalți oameni din lume. Însă Dumnezeu a fost aici și s-a manifestat ca bunătate perfectă pentru noi. Când sufletul înțelege aceste realități ale lucrării Domnului, dobândește o cheie care deschide toate ușile adevăratei înțelepciuni. Toate aceste adevăruri nu trebuie să facă altceva decât să sporească mulțumirile noastre către Dumnezeu, pentru harul nespus de mare, arătat în lucrarea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să te binecuvinteze!